Autoritățile au început amenajarea târgului pentru sacrificarea mieilor de Paște, care va funcționa în piața Litovoi de pe digul Jiului. Ciobanii sunt așteptați în piață pentru a-și putea sacrifica și apoi vinde miei. Pentru fiecare animal sacrificat, fermierii trebuie să scoată din buzunar 7 lei. Această platformă va fi funcțională începând de luni. Deci în momentul în care au fost preluați, intrați în baza de date, verificat, producătorul intră cu mielul în acea zonă de sacrificare. Sacrificarea se face cu asomare, asomator. Avem angajatul edilitară care are documente și licență pentru așa ceva. După ce este asomat, mielul este jupuit, pregătit și dus în cealaltă zonă, zonă de vânzare. Acolo este preluat de potențialul cumpărător și achiziționat. Autoritățile s-au asigurat că îndeplinesc în totalitate condițiile impuse de DSV pentru sacrificarea animalelor. Zona unde este amplasată platforma este igienizată în fiecare seară. Există toate elementele. Avem tot ce trebuie acolo, apă curentă la dispoziție, curent electric, multe europubele pentru a prelua și viscere și pieile. Pieile se depozitează, sunt preluate de societăți diferite pentru prelucrare, iar într-un container special toată fierea este colectată pentru că este o substanță toxică. Cumpărătorii care vin au acces fie cu auto, fie pe jos, să vină prin zona, știți foarte bine, pentru zona luncilor către practică sau pe zona barajelor, peste barajul de la Hidroconstrucția. Pietonal pot veni și prin cinta pieței mari către zona Litovoi. Acolo se aștepte un număr foarte mare de parcări, în așa fel încât să existe posibilitatea să-și parcheze mijloacele de transport. Peste 4.000 de miei, estimează autoritățile gorjene, că vor fi sacrificați în această perioadă premergătoare sărbătorilor pascale.